Racheta Ariane 5 a zburat pentru ultima oară după 27 de ani de operațiuni. Zborul a durat 33 de minute și 32 de secunde de la decolare și până la separarea ultimului satelit. Lansarea a reprezentat zborul cu numărul 117 pentru rachetă și a fost cea de-a 347-a lansare pentru întreaga familie Ariane Space. Ariane 5 este o rachetă de mare tonaj, construită de Ariane Group și operată de subsidiarul Ariane Space. Vehiculul, în două trepte, a fost dezvoltat de programul de lansare al Agenției Spațiale Europene, ESA, și prima sa lansare a avut loc la 4 iunie 1996, numită și zborul V-88. Deși lansarea a eșuat, după ce racheta a deviat de la traiectorie la aproximativ 40 de minute de la decolare, vehiculul a avut de atunci o rată de succes de 96% și a fost un instrument de bază al industriei spațiale europene. Vehiculul a fost o versiune complet nouă pentru Ariane în comparație cu cei patru predecesori și a fost dezvoltat de la zero. După succesul Ariane 4, care a funcționat între 1998 și 2003, avansurile în domeniul spațial au necesitat o rachetă mai mare. Racheta a avut mai multe versiuni, inclusiv Ariane 5C, Ariane 5G+, Ariane 5GS și Ariane 5ES. Versiunea Ariane 5 ECA a avut o capacitate crescută mulțumită mai multor actualizări. Deși rata de succes a fost ceva mai mică decât predecesorii săi, Ariane 5 a dat startul unei noi ere pentru Europa. Nu doar că a operat cel mai mult timp, dar a dovedit abilitatea Europei de a explora spațiul cosmic. Succesorul său vine cu îmbunătățiri, dar este deja controversat. Ariane 6 este deja controversată din cauza numeroaselor amânări, dar și din cauza lipsei de avans tehnologic, precum capacitatea de reutilizabilitate. Chiar și Stefan Israel, directorul executiv al Ariane Space, a spus că nu va opera la fel de mult ca Ariane 5. Printre altele, briceagul elvețian al industriei spațiale europene a lansat cel mai puternic telescop spațial construit vreodată, telescopul spațial James Webb, în data de 25 decembrie 2021, iar mai recent, în aprilie 2023, racheta Ariane 5 a lansat sonda Jupiter Icy Moons Explorer JUICE.